Sentinelius Resistio. E primăvară și verdele veșmânt e pacea care crește din pământ, ce ne-au adus-o cei ce sunt și cei ce astăzi nu mai sunt. E primăvară și florile din câmp sunt dorul care crește din pământ al celor care nu mai sunt, al celor care astăzi sunt. E primăvară și roua cea căzut sunt lacrimile care ies din lut a celor care nu mai sunt și a celor care astăzi sunt. Și tot e o țară și un pământ a celor care nu și sunt, și tot e o țară și un popor, iar fiii ei sunt și nu mor. Acum 28 de ani, feciorii țării Moldovei au oprit bărbătește urgia ce se abătuse asupra moșiei. În numele țării le-a fost dat să treacă prin foc, să vadă moartea, să o sfideze, să o oprească. Au luptat bărbătește pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și fapta lor va dăinui. Să fim demni de fapta lor și să o cinstim. Mitingul de comemorare a eroilor căzuți în luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova se declară deschis. Doamnelor și domnilor, îl invităm la microfon pe prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Ion Chicu. Stimați veterani, onorată asistență. 28 de ani de la începutul războiului pentru suveranitatea, independența și integritatea țării noastre. 28 de ani de când cei mai buni fii ai poporului nostru au lăsat familiile, părinții, copiii, soțiile și au plecat să confrunte la Nistru forțe care nu se puteau împăca cu gândul ca moldovenii să aibă statul lor să fie stăpâni la ei acasă. 300 dintre eroi au rămas pentru totdeauna pe câmpul de luptă. Veșnică amintire celor căzuți. Niciun soldat nu-și dorește război. Niciun om cum se cade nu vrea vărsare de sânge. Vărsările de sânge de tot timpul au fost provocate sau admise de politicieni. Pe de o parte, niște ticăloși care nu se puteau împăca cu faptul că Uniunea Sovietică dispărea și moldovenii doreau să fie popor liber. Pe de altă parte, o clasă politică infantilă cu trecut leninist, naivi în politică și incapabili să confrunte diplomatic separatismul. Noi, ca și alte republici exsovietice, am căzut în capcana în care nu trebuia să ne merim. Războiul de pe Nistru a fost și continuă să fie tragedia poporului nostru. Ceea ce a început la 2 martie 1992 nu s-a terminat în iulie. Atunci a fost doar dezintegrare teritorială. Provizorie, pentru că țara va fi reintegrată oricât de mult nu s-ar opune unii. De la Tiraspol, de la Chișinău și din alte părți interesate. Da, stimați concetățeni, sunt mai multe părți interesate ca Republica Moldova să rămână dezintegrată teritorial. Dar cel mai mult ce doresc ca noi moldovenii să rămânem scindați și împărțiți în diferite tabere. Când o națiune este scindată, nici armată străină nu trebuie să o cucerește. Până când le reușește. Orice haimăna politică își face la noi capital prin subiecte ce scindează oamenii. Foarte puțini ați auzit să vină cu proiecte pentru dezvoltarea țării, pentru oprirea plecării oamenilor. Ați observat cât de mult, stimați veterani, le trebuie să anume în anii electorali? Dispar însă
după ce își ating scopurile electorale. Războiul de pe Nistru a fost o tragedie din care noi nu am extras lecțiile necesare. Noi nu avem capacitatea încă să ne unim pentru ceva. Noi de 28 de ani facem diferite tentative de a ne uni împotriva la ceva. Haideți, oameni buni, să schimbăm ceva. Haideți să ne unim pentru a schimba lucrurile spre bine în țară. Sunt economist de profesie și cunosc o leacă și istorie. Nu există exemple multe în istorie când o țară subdezvoltată economic a fost în stare să iasă învingătoare din conflicte de genul celui transnistrean. Este o axiomă pe care noi moldovenii o uităm. Haideți să ne unim în jurul obiectivului de modernizare economică a țării. Haideți să facem Moldova loc de trai de dorit pentru toți, inclusiv pentru cetățenii noștri din Transnistria. Am toată convingerea că o putem face. Străinii cred în viitorul țării noastre mai mult decât noi și sunt gata să investească în economie. Ei cer doar stabilitate politică. Ei cer doar ca moldovenii să fie uniți și să nu se lase manipulați atât de ușor de ticăloși politici. Oare dacă nu ne lăsăm manipulați atât de ușor de niște indivizi prin 2012, banda chipurile pro-europeană îndrăznea să fură miliardul în 2014? Nu. Îndrăznea oare un individ să pună laba pe unicul aeroport din țară? Nu. Dumneavoastră, atunci când ați fost ridicați de lângă cei dragi să mergeți la război, erați convinși că jertfa dumneavoastră este pentru o țară dezvoltată și un popor puternic. Cu acest ultim gând au plecat din viață eroi rămași pe veci pe câmpul de luptă. După 28 de ani, Moldova nu este ceea ce v-ați dorit. Foarte mulți oameni de ai noștri sunt plecați, pentru că nu mai cred în țara pe care dumneavoastră ați apărat-o cu sânge. Soldații nu-și doresc război, nu ei încep războaiele. Soldații mor pentru ca să termine războaiele. Noi avem război în țară și eu vreau să vă rog să facem front comun pentru a opri această scandare, acest război. Dacă mai continuă, vă spun cu toată cunoștința de cauză, vom pierde țara. Acea țară pe care dumneavoastră ați apărat-o cu arma în mână. Acea țară pentru care au căzut în luptă camarazii dumneavoastră. Vă chem să readucem pacea civică și spiritul de patriotism în rândurile moldovenilor. Dacă nu ne unim, dispărem. Sunt mereu la dispoziția dumneavoastră pentru a acționa împreună pentru obiectivul de unire a moldovenilor. Ajutați-ne să construim în 2-3 ani drumurile din țară, să aducem apă și condiții alimentare de trai în fiecare localitate. Ajutați-ne să readucem moldovenilor încrederea în ei înșiși și în ziua de mâine. Altfel, viitor nu este. Vreau să mulțumesc veteranilor care în mod practic ajută la soluționarea problemelor veteranilor prin intermediul Consiliului Național al Veteranilor. De la ultimele întrevederi pe care i-am avut cu dumneavoastră, stimați veterani, mai multe revendicări de dumneavoastră au fost soluționate, inclusiv va fi oferită polița medicală gratuită pentru veteranii care nu sunt temporar angajați în câmpul de muncă. Modificăm hotărârea de guvern 836 pentru a aloca acelor veterani care încă nu au primit suportul respectiv acești bani sub formă de indemnizație. Vreau să vă spun că ne permitem acest lucru pentru că în două luni anului 2020 am reușit să aducem mai multe ordine și la fisc și la vana. Avem plus 1,2 miliarde lei mai multe acumulări. Acești bani putem să-i orientăm spre soluționarea problemelor, inclusiv a dumneavoastră. Dar sunt convins că cel mai mult vă doriți ca țara să prospere. Eu vă cer ajutorul pentru această cauză nobilă. Pentru o țară prosperă și unită ați luptat, pentru Moldova independentă și dezvoltată au căzut eroi. Veșnică amintire celor căzuți pentru independența și integritatea țării. Anul 1992 ne-a convins încă o dată. Una dintre datoriile este să fim oștini, să ne apărăm țara. Onorată asistență, îl invităm la microfon pe ministrul. Familiile, copiii, mamele, soțiile, ce au mers cu armă mână la Nistru. Ei nu au avut garanție că vor reveni înapoi. Căci pe timp de război nimeni nu poate să o ofere. Nu au mers pentru titluri, distinții și laude. Au mers pentru că valoarea neamului a fost mai presus decât orice.
Conflictul transnistrean rămâne a fi cea mai tragică pagină în istoria Republicii Moldova, iar ziua de 2 martie este ziua memoriei. Cea în care ne adunăm să cinstim memoria celor eroi ai neamului care au căzut pe câmpul de luptă. Faptul că noi suntem astăzi aici confirmă dictatul care spune: eroii nu se uită. Ține de datoria autorităților statului, a noastră, ca și cetățenilor acestei țări și a întregii societăți, să avem grijă de familie celor căzuți pentru apărarea integrității țării. Vreau să menționez că în ajunul acestei zile am avut o întâlnire cu participanții la acest război, care actualmente mai activează încă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Dar și cu veteranii care suferă și astăzi pe urmările războiului. Și m-am convins încă o dată că cât de valoroși sunt acești oameni pentru noi și pentru creșterea noilor generații în spiritul sentimentului de patriotism și dragoste de țară. Dragi veterani, portați și astăzi amintirea tragică a unui război. Dar știți cel mai bine să promovați pacea și să cultivați în noi sentimente de apreciere pentru un cer senin astăzi și pentru libertate. Suntem datori să nu admitem repetarea unui asemenea scenarii tragic niciodată și să păstrăm integritatea, independența și stabilitatea cu responsabilitate și cinste din generație în generație. Datoria noastră este să ne păstrăm memoria, să păstrăm pacea în țara noastră, să nu mai permitem dezlănțuirea unui conflict și să-i ajutorăm pe cei care au rămas schilotiți de urorile acestui război. Din numele echipei Ministerului Afacerilor Interne, mă închin tuturor participanților la acest conflict care și-au onorat datoria față de patrie și îmi exprim aprecierea pentru sacrificiul adus, iar familiilor eroilor care au luptat în acest conflict le doresc liniște și sănătate. Memorie veșnică combatanților căzuți la datorie. Mulțumesc! Veteranii acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sunt un simbol al moralității și purtători ai valorilor care i-au călit. O forță activă care a contribuit la construcția și consolidarea statalității și independenței Republicii Moldova. Îl invităm la microfon pe colonelul în rezervă Anatolie Gociuc, veteran al acțiunilor de luptă de la Nistru, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, în timpul luptelor, comandantul platoului Coșnița. Mulțumesc! Stimați veterani de război, stimați domnule prim-ministru, domnule miniștri, onorată asistență! Eu din toată inima salut prezența tuturor aici și vă doresc multe, multe sănătate! Astăzi noi desfășurăm митингу, ziua memoriei, ziua când putem să ne ducem aminte despre zilele din 92, despre prietenii noștri care au rămas pe câmpul de luptă, despre greutățile războiului. Așa a fost soarta noastră în 92. Noi am luat armă în mână și ne-a îndeplinit datoria. Punându-și viața în pericol. Trecut 28 de ani. Da, fiecare stat trebuie să aibă grijă de veteranii săi de război proprii. Dar poate în primul rând să aibă grijă de invalizii de război, despre văduvile și familiile celor căzuți și despre tineretul nostru, care noi vorbim, că este viitorul nostru. Dar dacă spunem așa mâna pe inimă și fiecare să răspundă pentru dânsul, noi vorbim uneori de patriotism primul. Când ultima dată a stat de vorbă cu elevii, cu studenții, cu niște tineri și răspuns, le povestit ce înseamnă război, care sunt consecințele războiului, care sunt greutățile, ce înseamnă eroism. Dar să spun adevărul, părerii de rău, veteranii cunosc și eu cunosc, sunt niște care spun multe povești. El a făcut câte 10 misiuni speciale. El l-a adus pe Smirnov,
El a distrus tankul la Bindieri. Tankul la Bindieri P-64 l-a distrus colonelul Cehodai, civilul Țărmă Ușoară. Când el a fugit, mi l-a luat granatometul PG-7 și două focuri de la 400 de metri l-a oprit. Iar asta e adevărul. Și încă un moment negativ care eu vreau să-l înțeleg aici. La noi au apărut generali casași. Trei ofițeri din poliție și unul din armate, organizații obștești, le-au dat grade de generali casași, nu știu. Și înseamnă schimbări în legii cu privire la organizații obștești, că n-au dreptul să oferi grade militare. Numai președintele țării și miniștrii de forță au dreptul să facă asta. Rușine. Încă un moment la care vreau să mă opresc, păreri de rău niște veterani uneori ies la televiziune, ori la radio și vorbesc din numele tuturor veteranilor. Dacă ești și tu, treaba ta, ai dreptul să ieși, să vorbești, dar vorbești adevărul și vorbești din partea ta. 10 zile în urmă, doi veterani au ieșit la televiziune și au început să vorbească. 28 de ani nu s-au făcut nimic. Asta nu e adevărul. Ceva s-au făcut, ceva nu. Spune așa, cum este. Dacă 28 de ani nu s-au făcut nimic, cum guvernul de azi în 2-3 luni poate să acopere toate găurile astea? Eu nu apăr pe domnul prim-ministru, dar hai să fim cinstiți. El unicul din prim-ministru a ieșit în fața veteranilor protestatarilor și a vorbit cu dânșii. Eu ascultat, eu auzit. Și-a spus, ia ce poate să facă. Și ce săptămâni cu 500 de oameni s-au întâlnit în casa ofițerilor. Și încă au doi miniștri prezenți. Ia care este adevărul? Dacă să mergem la concret, protestatarii au cerut să facem departamentul pentru problemele veteranilor de război. Da, asta nu e ideea nouă. Noi încă 5-6 ani în urmă ne-am adresat. Și toate guvernele au dat negativ răspuns. Ia că la mine am luat. Special să vă arăt dacă cineva vrea să cade. Dar guvernul Chicu, ia că e scris, pe data de 11 februarie, e scris, președintelui Consiliul Național dați propuneri, examinați. Da, că adevărul. Despre polițele, domnul prim-ministru a spus, polițe gratuită pentru veterani. Bravo! Asta tot trebuie bani, pentru că să-i găsească și o să hătărați problema asta. Ieșirea la pensie, 55-57, tot e puse. Doamna ministru Duroveanu cunoaște și problema în principiu e hotărâtă, nu caută mecanismul. Și așa toate problemele sunt de hotărât în mod pașnic și civilizat. Stimați veterani, voi dacă toți, încă o întrebare care eu nu pot să o las, asta e procesul, mersul procesului schimbării liștimaților de tip nou. Să ne aducem în minte, toate întâlnirile care au fost mulți ani înapoi, o întrebare era următoarea. Sunt veterani care nu au luptat și noi să facem și cum să facem că ei să n-aibă legitimație de război. Așa a fost? Așa. Am găsit mecanismul. Au fost hotărâre guvernului, au fost create trei comisii ministeriale, una interdepartamentală, 3 ani. Terminul se lucrează. 3 siti, așa merg. Sunt mulțumit, nemulțumit, dar dacă omul nu prezintă niciun document confirmativ, cum se dă el o legitimație asta? Și totuși nu s-a mână. Toate momentele astea noi le cunoaștem și o să fie hotărâte. Cine a luptat, acela să primească legitimația de veteran de război de tip nou. Noi, stimați veterani, fraților, dacă ne socotim un pilon a statului, ne socotim o forță serioasă, dar noi trebuie să ne gândim nu numai la aceea că dați-ne nouă bani, dați-ne medalii, ordine, dați-ne privilegii. Dar poate să ne gândim o lipsă în altfel. Unii problema principală. Dar cred că problema principală, una din probleme principale, în Parlament, uitați-vă ce show acolo ne prezintă nou, și se ocupă, cum lucrează, cum dintr-un partid fugă altul, turism este partenic. Câte calumnii, câte minciuni acolo noi auzim. Dar noi cred că înțelegem că
Parlamentul trebuie să ocupe de legi cu respectarea, cu elaborarea. Domnule prim-ministru, o problemă foarte importantă, sigur că președintele a spus, dar noi vă rugăm, toți veteranii de război, vă rugăm, că asta noi am discutat-o de multe ori, problema asta. Am știu că se ocupă la nivel de stat, dar mai serios, mai profesionist și mai cu rezultate, asta e problema presurilor. Uitați-vă, tot ce nu luăm, toate domeniile, presurile sunt majorate 2-3 ori. Gaze naturale, benzina, motorina, florile, restaurantele, piesele auto, energie electrică, apartamentele. De atâta noi vă rugăm, cumva e problema asta să fie pe prim plan. Și ultimul moment. Noi foarte, foarte, domn prim-ministru, vă rugăm că problema securității produselor alimentare să fie pusă în frunte. Uitați-vă ce adauzuri, ce chimie în toate produsele și ele și băuturile care noi le folosim. Mâncăm, ne îmbolnăvim, cumpărăm medicamente, ne licuim, cheltuim bani, gata, cercul s-a închis. Când a fost așa, Moldova să aibă așa alimente cu adauzuri de astea rele și care pentru oameni nu sunt folositoare. De atâta noi foarte, foarte vă rugăm. Și eu cred că noi toți trebuie să ținem minte că niciun stat nu e interesat că statul vecin să fie mai puternic și să fie mai dezvoltat. Și de atâta soarta noastră în mâinile noastre. Pentru noi, oameni care poartă epoletele și pentru veterani de război, momentul este care dreptatea și echitatea, cum spune, spravedlivosti, cel mai important. Dacă în stat ați fie tot făcut echitabil și pe dreptate, noi o să ne dezvoltăm. Veșnică pomenirii celor căzuți, străiască veteranii de război Republicii Moldova, străiască Republica Moldova. Mulțumesc! Experiența de viață, cunoștințele veteranilor sunt valorificate astăzi în consolidarea societății, în educarea tinerii generații, în spiritul valorilor netrecătoare, dragostea de țară, bărbăție, sacrificiu, onoare, demnitate, devotament. Noile generații cinstesc cu sfințenie memoria bravilor feciorei țării. Îi invităm acum la microfon pe Veronica Patrache și Alin Donțu, elevi la Liceul Teoretic cu profil de arte Nicolae Sulac. Stimat prim-ministru, stimați miniștri, stimați veterani ai războiului pentru independența și integritatea Republicii Moldova, onorată asistență din numele tinerii generații, vă salutăm! A fost război. Ecoul lui mai este viu și acum. Deși marele poet Grigore Vieru făcea referință la consecințele și durerea produsă de războiul II mondial, această afirmație este valabilă pentru oricare luptă armată. Nu în zadar se afirmă că viciile tuturor epocilor și a tuturor locurilor nu se vor egala niciodată cu nenorocirea produsă de un singur război. Este viu și ecoul războiului de pe Nistru. Este vie memoria acelor bătălii de la Corjova, Coșnița, Tubăsari, Tighina, Cocieri și Varnița. Este vie memoria celor aproximativ 300 de combatanți care și-au pierdut viața luptând pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Un conflict armat care a durat câteva luni, martie-iulie 1992, a avut însă consecințe multiple în plan politic, social, economic și cultural. Dar și mai grave sunt pierderile omenești. Deși anii ne îndepărtează de acele tragice evenimente, nici de cum nu diminuează respectul și onoarea față de martirii neamului, față de eroii care au luptat contra separatiștilor, față de cei care au pus pe altarul independenței patriei ceea ce au avut mai scump, viața. Dincolo de istoria războiului, de istoria militară trăită, generația participantă la conflictul de pe Nistru a demonstrat rezistență și exemplu de supraviețuire.
generația dată a realizat în memoria cetățenilor noștri un model de dăruire pentru cauza nobilă a unui neam. În continuare vom rămâne cu amintirile celor care au plecat și nu s-au mai întors. Dar împreună cu memoria revine și durerea celor apropiați lor. Ne putem doar imagina suferința pe care au suportat-o apropiații celor căzuți în luptă, acel val de fiori ce se ridică din piept în lacrimile ochilor, acel nod ce apasă respirația, o durere surdă și estompată ce bântuie inimile lor. Conștientizăm că cuvintele sunt de prisos, dar aducem sincere mulțumiri sufletești familiilor care au jertfit tați, frați, fii, pentru a apăra integritatea statului nostru. Considerăm că este o datorie morală a fiecărui cetățean, în special pentru noi, reprezentanții tinerii generații, să păstrăm vie memoria celor care au căzut pe câmpul de luptă în 1992, pentru că au pus o piatră la temelia statului suveran și independent, Republica Moldova. În esență, considerăm că războiul a fost, este și va fi un mijloc sălbatic, incorrect de a rezolva unele probleme de viață, un mijloc nedemn pentru o națiune umană. Dragi prieteni, din cadrul spațiului plutonistean, din cadrul Europei, a Eurasiei și, în general, al globului pământesc, vă îndemnăm să ne unim, să facem lucruri frumoase care vor promova valori general umane, naționale și democratice. Noi, tânăra generație, venim cu plecăciuni și recunoștință pentru strămoșii noștri, pentru cei care au luptat în războiul pentru independența și integritatea Republicii Moldova, pentru cei care și-au dat viața pentru noi, creându-ne un cadru propice pentru dezvoltare, un loc unde să fim în siguranță, patria noastră, țara noastră. Dragi veterani, să ne trăiți mulți, mulți ani! Vă mulțumim! Mulțumim, doamnelor și domnilor! Invităm conducerea țării să depună flori la monumentul Maica Îndurerată. Thank you.
Garde! Hopcior! Hul! Verindul! Hul! Pentru de floare! Mor spre dreapta! Înte! Hul! Să ne apropiem, să ne închinăm, să cinstim memoria eroilor. Slavă, glorie eroilor căzuți în lupta pentru integritatea teritorială și independența Republicii Moldova. Slavă eroilor Vasile Acriș, Ion Agapi, Valentin Agatiev, Sergiu Andreev, Iurie Antoci, Mihail Arnaud, Alexandru Babinski, Iacob Badan, Anatolie Balaban, Alexei Balănuță, Mihail Balțatu, Nicolae Barabaș, Mihail Barcari, Oleg Barcari, Mihail Petrâncea, Mihail Belei, Vasile Beregoi, Vasile Beșleaga, Ion Vânzari, Viorel Bârdan, Ion Bârlan, Ion Bătlan, Ion Bobeicu, Iurie Bodu, Vladimir Boiarnițchi, Petru Bordea, Valeriu Bordean, Ion Borzeac, Mihail Boț, Nicolae Botea, Tudor Bredescu, Ghenadie Braga, Gheorghe Bratușac, Valeriu Briceac, Vyacheslav Brânză, Anatolie Budurin, Iurie Buftic, Tudor Buga,
Jac, Valeriu Bulicanu, Petru Bunescu, Vladimir Burcă, Ion Burciu, Oleg Burkovski, Nicolae Burlacu, Pavel Bruiană, Vladimir Butnaru, Anatolie Buzu, Gheorghe Buzu, Anatolie Călmățui, Dumitru Caloș, Dumitru Cara, Ion Cara, Valeriu Caracci, Boris Caragacean, Igor Carp, Vitalie Carpov, Grigorie Căruntu, Gheorghe Cașu, Grigorie Catane, Ilie Petruc, Alexei Ceban, Constantin Ceban, Sergiu Ceban, Valeriu Ceban, Viorel Ceban, Vitalie Ceban, Ion Cebotar, Iurie Cebotar, Valeriu Cebotar, Octavian Cerepei, Vasile Cerman, Dumitru Cerepei, Vasile Cerepei, Ion Cucaru, Dumitru Cerepei, Vladimir Cerepei, Ion Cerepei, Iurie Cerepei, Ion Vasile Cerepei, Igor Ciobă, Robertino Codiță, Iurie Codreanu, Pietru Codreanu, Sergiu Cojernicov, Ion Cojocaru, Ștefan Cornic, Valeriu Cotinianu, Boris Oșciuc, Victor Cotofanu, Gheorghe Cotuc, Ștefan Crăciun, Valeriu Crane, Gheraghe Cristiuc, Oleg Cubuietu, Sergiu Culasă, Valeriu Curăgău, Maria Dănuță, Andrei Dariu, Vasile Iaconaș, Ion Digor, Victorian Brita, Petru Doga, Gheorghe Dolegan, Alexandru Donică, Grigorie Donică, Sergiu Doroșenco, Anatolie Doru, Boris Dolgan, Valeriu Dombran, Vladimir Ionache, Mihalin Ghieni, Gheorghe Fedoce, Ion Fedeni, Sergiu Codor, Ion Frunze, Ion Furga, Gheorghe Găină, Valeriu Gauzi, Vasile Gargan, Sergiu Gargane, Ion Gabrielan, Alexei Gaza, Petru Gaza, Vladimir Gheorghe, Mihalin Gheorghe, Vasile Gheorghe, Petru Gheorghe, Mihalin Gheorghe, Vasile Gheorghe, Ștefan Gheorghe, Grigorie Gheorghe, Ion Gheorghe, Vasile Gheorghe, Gheorghe Gheorghe, Ion Gheorghe, Grigorie Gheorghe, Mihalin Gheorghe, Alexandru Harcepo, Vyacheslav Buzun, Gheranie Iacoși, Vasile Gheorghe, Sergiu Cusanu, Ion Ivașu, Andrei Ivașu, Ion Ivașu, Victor Valentor, Iulie Ion, Nicol Ion, Iulie Ion, Grigorie Mișina, Ion Isin, Vitalie Isin, Alexandru Boris Mihailov, Nicolae Mihailov, Ilie Mihalache, Igor Mânescu,
Tudor Nestor, Ion Nicolaev, Mihail Nicolaev, Iurie Norosian, Mihail Nolo, Mihail Oglindă, Mihail Olaru, Eugen Orbu, Anatolie Osipov, Ion Osipov, Sergiu Costav, Ion Panța, Ion Para, Vitalie Pavlenuc, Anatolie Pavlenko, Sergiu Pavlen, Iurie Perș, Nicolae Platon, Alexandru Platonov, Sergiu Procorne, Ion Popa, Anton Popescu, Maria Popescu, Anatolie Popovici, Valeriu Pupușoi, Vasile Prăjică, Constantin Pruteanu, Vasile Purice, Vitalie Purice, Simeon Pușcarenco, Gheorghe Racoviță, Alexei Racu, Alexei Răileanu, Andrei Răileanu, Vitalie Rău, Pavel Repida, Vladimir Reuțchi, Alexandru Rogozinski, Cezar Roman, Dumitru Roman, Anatolie Roșca, Dumitru Roșca, Grigorie Roșcovan, Petru Rudi, Sergiu Rusu, Valentin Rusu, Gheorghe Șarbu, Ion Savoi, Ovidiu Șeremet, Vasile Șevcenco, Valeriu Șevciuc, Vyacheslav Siniţin, Vladimir Sârbu, Mihail Sârbi, Valentin Slobozenko, Petru Slonov, Andrei Sontuz, Nicolae Soticenko, Ion Sprinceană, Mihail Sprinceană, Mihail Starșin, Ion Stăvilă, Valentin Ștefârță, Valentin Stepanov, Teodosie Strătan, Vasile Subac, Mihail Tabac, Ion Targan, Tudor Țernă, Anatolie Tătaru, Alexandru Ticot, Ion Tomașciuc, Anatolie Tutilă, Ion Tudor, Ion Țurcan, Nicolae Țurcanu, Simeon Ungurean, Eugeniu Ungureanu, Oleg Ungureanu, Ion Uritu, Victor Ursu, Grigore Ursu, Victor Tihon Ursu, Grigore Usinevici, Boris Variagin, Ion Bartic, Mihail Pelcinski, Gheorghe Vâlcu, Alexandru Vârlan, Mihail Vârlan, Grigore Vârtosu, Vyacheslav Vâzi, Ion Voina, Nicolae Vrabie, Vasile Zaharov, Nicolae Zaiaț, Vladimir Zarnitski, Vasile Zgâlcea, Petru Zob, Sergiu Zudi, Slavă, glorie eroilor căzuți în lupta pentru integritatea și independența teritorială a Republicii Moldova.
timp.